pornit bicicleta la Arad, dar până acolo mă duc trenul. Chiar dacă vremea e faină, dar parcă îmi pare rău să petrec de 2-3 ceasuri pe drum, pedalând și nevăzând decât câmpuri murdare, bine lucrate, dar pe mine nu mă interesează, eu de la țară, vreau să văd oraș fain. Am colindat în lung și în lat Timișoara și pe jos și cu bicicleta. Acum vreau să văd Aradul. La casă mi-au zis că n-au bilet de bicicletă, mi-a dat bilet de om și după aceea nașului o să-i cer și pentru bicicletă loc. Deci probabil o să trebuia să mai plătesc ceva. 8,20 lei la trenul de Oradea. Nu tu uitați aici, iată. Da, o să plătească. Vine șeful și uită bilet. Bine. Vine cu drum și... Dar e mai bine să o las aici, nu? Vine la toaletă, dar zic să te zic. Am acolo cumva, lucrat. Trebuie să plătești pentru bicicletă. Da, mi-a zis la casă că e suplimentar. Vreo 30, până unde merge? La Arad. 30 de lei. Până... Cum 30 de lei? Pentru bicicletă? Da. Nu, no, n-are cum. No, dacă spun nu plătești nimic, vin controlul. Și așa, nu... Păi arătați-mi unde scrie că e bilet de bicicletă 30 de lei. Păi se e considerat 15 kg, ori 2 lei de kilogram. Așa. 15 ori 2, 30 lei. Și bicicleta e considerată bagaj? 15 kg, da, bagaj la 15 kg. Nu ți-a spus cât e tariful, dacă ți-a spus că îți plătești pentru bicicletă. Stai în mijloc de locomoție, ăsta nu-i bagaj. Măi, eu știu, nu eu am făcut bicicletă. Mie n-ai treabă, eu nu am treabă. Vine control și nu-i cu el. Eu spun care-i regulile la care te arată. Trebuia să spun de doamna de acolo de la... Doamna mi-a spus că o-ți plătesc suplimentar, dar înțeleg jumate de bilet, înțeleg încă un bilet. Dar nu două bilete. Nu două, patru, câte bilete ies? Dacă nu plătești 2 lei dacă plătești, 1 leu, nu știu ce, nu-s banii mei. Înțelegi? Exact, da, dar nu vreau eu să fiu jecmănit. Nu, no, eu nu ești de jecmănit, de mine că nu mi-e plătit. La deci, eu spun că trebuie să plătești 30 lei dacă o plătești. Poți să renunți. Să renunți în ce sens? Sensul să mergi ce banii pe bilet și să nu mergi. Mă duc să scriu o reclamație. Asta va fi 30 lei. No, atâta-i biletul. Foarte grav. Nu, no, spune. Rușine, ce ferie. Întreabă și pe acela înapoi, întreabă și pe altul. Pe cine să-mi trebuie? Pe cine vrei tu ca să te convingi? Da. Dar e cineva mai... Ia, contul, contul ăla înapoi, acolo. Sunteți cu trenul? Eu da, da. Cât costă biletul de bicicletă până la Arad? Până la Arad? Da. Cum poate să coste mai mult decât biletul de om? Costă, da. Da? Din păcate. Păi e aberant. E aberant, da, asta e. Descurajați oamenii să meargă cu transport alternativ. Asta e. Nu noi facem tarifele. Tarifele le fac cei de sus, ei cu astea. Nu știu să... Dacă aș face eu tarifele, ar fi altă treabă, dar nu eu. Thank you.
ori 15 ce, la fiecare kilogram, 2 lei de kilogram. Exact, da. Vă bateți joc de noi. Halal TV, CFR și ce mai sunteți. Să văd dacă și alte companii au aceleași tarife, atunci rămânea iar de cap românică. Descurajează transportul alternativ. Mai bine mă duc cu călare pe bicicletă până la Arad. Deja pleacă. Totuși nici nu se vrea să ne întoarcă bani. Сама была. Сама была. Vreau să întorc un bilet. M-am răzgândit să merg la Arad pentru că îmi cere prea mult pentru bicicletă și vreau să întorc biletul. Sau să scriu o reclamație. De unde ați luat bilet? De aici. La mine nu. Nu neapărat de la dumneavoastră. Spuneți-mi unde să... Ce se întâmplă? Îmi cere prea mult pentru bicicletă și nu merg. Și iese prea mult. Măcar ceva. E aberant tariful. Unde pot să scriu o reclamație? Aveți pentru ce că sunt afișate. Chiar dacă. Să scriu o reclamație că e tariful prea mare. Mergeți la relat, drept în față, scrie mare, relații cu public, acolo vă adresați. Pe peron. Mersi. O zi bună. Gata, am fost la Arad. M-am supărat pe CFR și am luat-o pe calea Gării, pe aleea Gării, sau cum se numește, e bulevardul Gării, spre soare. Și am ajuns, iată, în așa fundătură, cu un drum îngrobitor, cu câini. Poate că nu-s vagabonzi, sunt întreținuți de CFR, dar care, iată, latră pe toată lumea, dușmanii bicicliștilor. Ceea ce arată fața adevărată a administrațiilor de stat și locale românești și administrațiilor de întreprinderi de stat, cum e CFR. Au adus chestia asta la faliment, într-o stare jalnică, mai rău decât era pe timpul comunismului al lui Ceaușescu.
Se miră că nu-s competitive. Tarom, CFR și ce mai au ei. CFR, marfă, călători. Cum să fiți competitivi dacă ați rămas în secolul 19? Când de pază și cu drumuri de țară. Și cu tarife la biciclete pe kilogram. Mă duc la sârbi. O iau pe pista de pe malul Begăi. Mă duc până la graniță. Nu vă spun ce gunoi este aici pe marginea căilor ferate. Și nu vă mai spun cât de vechi trenurile, locomotivele. Vai de capul lor. Mi-amintesc că am avut un ministru unionist al transporturilor care s-a apucat să reutilizeze locomotivele sovietice, Anatol Șalaru, și le-a dus la Pașcani, l-a reparat. Și după ce le-a adus, imediat se defectau, luau foc. Vă dați seama cât de serios le-au reparat, cât de credibile sunt meșterii din România și cât de credibil e Șalaru, care a cheltuit pentru asta milioane din bugetul public. Hai să unim CFR cu CFM, chiar dacă nu sunt compatibile la lățimea liniei de cale ferată, dar la irresponsabilitate sunt potrivițele.